Astăzi, 28 iulie, a avut loc repartizarea computerizată în clasa a noua, după ce în urmă cu două zile s-a încheiat sesiunea de completare a opțiunilor în fișele de admitere la liceu. Este pentru a doua oară în ultimii 20 de ani când admiterea se face doar pe baza mediei obținute de elev la evaluarea națională, adică fără a mai lua în calcul media claselor 5-8. Ca în fiecare an, zeci de elevi nu au putut fi repartizați din cauza numărului insuficient de opțiuni completate pe fișa de admitere. În schimb, aproape 90 de locuri în liceele din județ au rămas neocupate. Bună, Doara! S-au înscris în această primă etapă 1953 de absolvenți de clasa 8, pe cele 1999 de locuri, vorbind de admitere la liceu. Au fost repartizați 1913 absolvenți și am înregistrat un număr de 40 de absolvenți nerepartizați în acest moment, care se vor înscrie pentru etapa a doua, conform calendarului, care va avea loc în luna august. Deci locuri există, sigur că ei vor opta pentru locurile neocupate. Locurile rămase libere. Absolvențe care au fost admiși în învățământul vocațional, dar și în programele de școală profesională și învățământ dual. La profesională și dual avem 490, ei nu au intrat în repartizarea computerizată, 490 de absolvenți și în învățământul vocațional avem 265 de absolvenți de clasa 8 admiși. A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații nerepartizați din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu îndeplinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025, începe pe 2 august.